Doi bărbați au fost reținuți preventiv de oamenii legii pentru comiterea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, braconaj cinegetic și contrabandă calificată. Infracțiunile au fost comise în județele Hunedoara și Timiș, acolo unde polițiștii au efectuat și percheziții la domiciliile celor doi bărbați. Polițiștii serviciului arme explozive, substanțe periculoase au pus în executare 5 mandate de percheziție domiciliară emise de judecătoria Hațeg în cadrul unui dosar penal ce vizează comiterea infracțiunilor de nerespectare a regimului armelor și al munițiilor, braconaj cinegetic și contrabandă calificată. Polițiștii au ridicat de la domiciliul unui bărbat de 37 de ani din comuna General Bertlo mai multe obiecte deținute fără drept, precum arme de vânătoare letale, 10 de cartușe cu glonț, dar și carne și oase de vânat. Vizat a fost și un bărbat din Timiș, la domiciliul căruia oamenii legii au descoperit mai multe cartușe letale, dar și 3 cranii de căprior, toate deținute ilegal. În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că armele, elementele de muniție și trofeele găsite la percheziție au fost deținute fără drept de către cei doi bărbați, armele și cantitatea de muniție fiind folosite pentru comiterea unor fapte de braconaj cinegetic pe raza fondurilor cinegetice din județul Timiș și din județul Hunedoara. În urma administrării probatorului față de cei doi bărbați, polițiștii au luat măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore, aceștia urmând a fi prezentați parchetului de pe lângă judecătoria Hațeg cu propuneri legale.